de flori cu da sau ba și gata. Ea mare 2 și nu știu dacă poate să așa. Eu aș vrea să eu, că am și pe aia mare acasă și tot așa mare 6. O să zic eu la cameră. Păi așa, broma, că vrem să luăm noi. Aha. Ce e, mă, că e simpatică. Păi nu. Ce nu mai faci? Stai jos, Eli. Ce? Da. Vreau și fast food. Până am început. Ha, și înțeleg că nu se mănânci să mănâncă tău. Cum e? Nu mă ascult. E bine, m-am săturat. Mamă, eu deși știu de că sunt vreau. Ce să mai termin odată? Schi. Ce ai? S-a terminat, mai e puțin și s-a terminat. 4 zile, 5. 4 zile, ca 5 ani, omul, deja ești. Poate ia foc ceva cu asta. Hai, fat. Deschide-ți și tu ușa și spune-le să vină odată ca să vedem ce se întâmplă. Ha? Și tu ușa și spune-le să iasă odată să vedem și noi ce se întâmplă. Voi în casă. Toată lumea afară! De ce ai țipat așa? Pe mi-a zis Mona. T-a anunțat toată lumea că... Păi și Mona cine? Mona e șeful tribului prinții. Mamă, cât dă și de cât. Doamne, Mona! E în parte ești ziua. Nebun atâția de au venit de 5 lei? Da. Aia, de ce avem struguri de ăștia mii? Avem și din aia mari. Iubire, vrei, dar e rece. Hai, fac, hai! Hai, Sasha! Nu știu, tolumim, cum fac. Ce faci, prieteni? Am vrut să rupi. Ai vrut să rupi. Ah, stai așa, cu tot. Mhm, da, bine. Da, stai așa. Aoleu, ce mod ai de așezat, te pui de pe piept până pe jos. Mamă, iar au venit căldurile, băi, frate. Aha, așa v-am zis. Mai are... 10 zile. Nu, e prinții, 2 săptămâni. 14 zile. Mamă, vezi seama că în 2 săptămâni este la mare? Dacă e căldura asta, trebuie să fac și pasaj. Eu cam dată să ne bucurăm să ieșim de aici, ne bucurăm câteva zile. Hai, Sasha, hai, vedeți, hai, vedeți, hai. Hai la răcoare, hai. Hai, hai, Sasha, hai, Sasha. Hai, Gilbert, Sasha. Silu, Gilbert. Gilbert, hai, Sasha. Hai, Sasha, hai, Sasha. Hai, Sasha, hai, Sasha, hai. Hai, Sasha. Gilbert, hai, băiat. Hai, băiatul, hai, fetița. Bravo. Mi-a cinci afară, a luat ceva. Mai, unde cu cum? Ce nu mi-a dat drăguță, să nu știu ce. Oricum ne-am îmbrăcat și urât. Ce? La ce fix, să uită. Mă gândeam.
trec odată zilele astea? Trec, mă, trec. Dacă mă pregândești, trec. Păi lumea, ce mă faci dănuță, dar ei. Poate mai prin cum ai scos un sunet de mine în emisiune, că să vezi ce-ți fac. De ce, mă, că trece ușor așa? Da, mă, mă, bași cu materială, că trece ușor, a? Ce vrem să facem toată ziua? Mă, tu n-ai mai zis că nu cu mine. Nu, mă, dar trecem ușor așa. Aia-te-te, na. Azi ne-am ce-a trecut ușor. Da, mă, știți că e regizat, vezi? Deci, mai ales ei, cum vorbesc așa, dar nu mai mă băga, cel mai da, așa ce-mi dacă e regizat, da. Păi nu dai zică, mă, el zice, hai, vreau că emisiunea mai repede. Păi, vorbesc tot nesigur despre mine, nu mai vorbim despre mine. Păi nu, dar să facem toți parte din emisiune. Nu vreau să vă las pe voi. Bă! Aici, păi. Păi. Ziceți așa, de obraz. Nu sunteți voi dragi, sunteți mie cei mai apropiați. Ia să și mi-ai zis toată. Hai! Nu pierde o urechie. Deci dacă e aici o urechie, da. Oricum nu și-au rost încetule astea. Un cașul în păi tu ești la revoltat. Când susțin un punct de vedere, îmi place mie să am dreptate. Nu-l susții ok deloc. Bă, nu știu ce să zic. Pentru că cu tine n-a avut nimeni nimic. Și tocmai tu încerci să faci niște lucruri pe care nimeni nu te înțelege. Nu e vorba să ai ceva cu mine, sau e vorba să privim adevărul, știi? Păi da, și adevărul eu încerc la asta mă refer. Eu n-am nimic cu tine. Păi nici mă doare capul încerc și nu scap de ei. Eu zic din punctul meu de vedere cum era bine, știi, normal, unele lucruri. Cum le percep eu, din punctul meu de vedere. Dacă era acum, bine, da. Și eu puteam să știi? Spun multe. Înțelegi? Ce-a deschis ușa? A deschis ușa, închis-o. Eu n-am zis și n-a venit astăzi, mă, la noi. Cine era doamna? Se ocupa de ce? De aranjamentul floral sau de costume? De nu, în general. Cine? Era PR? Ce era? Cine? Nu, dar este un termen de asta, că e în spate. Da, este un termen, că legat de astea, de... Și acum flori sau ce eu? Da. Doamna, la acolo, la Iub, am fost în Iub și cu băiatul celălalt, a fost alt băiat și cu două doamne. Unde Iub? La Iub. A, ego. Adică ea se ocupa. Știa, ne-a zis că e nu știu da. Ce din spatele, nu știu cum, ea se ocupă cu... Știa și ce haine se poartă, știa și ce trebuie să ai aranjament la zicea nu, că nu trebuie, ne mergem pe da. Asta. Că noi mergem pe modelul ăla, stilul ăla care nu... Evazat, conii. Da. Astea se poartă acum, zic că... Că se poartă astea așa deci mai... Deci și botezatul, dacă vine la noi, nu își da. Trâmpează pantaloni, chiar dacă îi cumpăr. Da. Asta ne ziceam că modelul nu-i cumpăr, de-aia nu poate să-i fac. Deci că nu e problema asta. Botezatul dacă vine el și-a luat pantoful și ăla așa, păi așa sunt. Că așa se poartă, așa e modă. Gen, nu că vrem noi conic, că ăla e în altceva, zic că e în... Ce ăsta conicul duce spre casual și ăla normal, ce spre de... Azi că la ceilalți, da, pantalonii sunt conici, cu... de să vede... La ce ceilalți? La casual, la... Dar la ceremonie și la asta de seară și nu știu ce, nu, așa trebuie să vină pantaloni. Așa trebuie să vină. Păi ne văzutem și în cartea aia, în târgul miresei, tot la fiori erau și ea. Așa trebuie să vină. Și ne-a arătat poze cu botezatul, cu ăsta de la Ego, să zici cu care se ocupă. Și venea, așa, și se vedea curta aia. Da. Cu hainele care să vină peste, așa, nu știu. Ce e acolo? A, înseamnă că cineva face pe acolo aranjament, la camere, ceva. Am mai avea unul de la... Alu Teo era botezatul și alu ăla de la Edu. Al meu era la